Cel puțin 25 de persoane au murit și alte 21 au fost rănite într-un accident de autocar în Peru. Autocarul călătorea în timpul nopții în munții Anzi când a căzut într-o râpă adâncă de 200 de metri. La scurtă vreme după ce a avut loc accidentul, pompierii au ajuns la fața locului pentru a scoate pasagerii din carosabil. Înaintea lor au ajuns mai mulți localnici. Cei care se aflau în autobuz au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Din nefericire, pentru 24 dintre victime, doctorii nu au mai putut face nimic. Accidentele de autocar sunt frecvente în Peru, în special noaptea și pe autostrăzile de munte. Cifrele oficiale sugerează că mai mult de 3300 de persoane au murit în accidente de circulație în țara andină în 2022. Luna trecute trecută, un alt autocar cu 50 de pasageri la bord s-a răsurnat într-o râpă. Atunci, 13 persoane au murit. Până în prezent, oficialii nu au spus ce ar fi putut determina autocarul să iasă de pe șosea și să ajungă în râpă într-o zonă cunoscută sub numele de Huacoto, în zona înaltă a munților Anzi.